Emisiunea Noi și Cerul, din nou în direct la Aruncul Ston. Invitații mei de astăzi sunt organizatori și participanți la cursul susținut, inițiat și organizat de Agenția Spațială Română în cadrul programului proiectului ESERO România. Am văzut câteva impresii despre necesitatea abordării în sistemul educativ românesc, dacă vorbim aici de, iată, învățământul primar, a elementelor necesare educației în astronomie și științe spațiale. Spațiul înconjurător ne, cum să spun eu, ne privește în mod direct, cerul întotdeauna este deasupra noastră, trebuie să ridicăm privirea către cer. Așa au făcut și participanții la această inițiativă, la acest curs, și aș vrea să ne împărtășească dintre impresiile lor pe care le au acum, după ce, iată, au trecut câteva nopți sub bolta înstelată și poate au primit ceva experiență. Cum a fost la început? Ce știați la început? Ce știți acum? Mă numesc Gigi Florența Voicu, sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Nicolae Titulescu din Călăraș. Și pentru că sunt și eu o părticică din univers, mi-am dorit să aflu mai mult. Și dacă atunci când eram copil mi-arătau bunicii pe cer carul mic și carul mare și mai identificam câteodată steaua polară, aici am reușit să văd multe constelații, multe stele principale, chiar dacă Valentin ne mai certa că mai încurcam noi câte o stea. Cu multă perseverență seara am stat să le rețin pe toate. Da, mă rog, atunci când învățăm să citim, mai și corectăm. Da, atunci mai, când învățăm mai să tăiem, citim, mai corectăm. Și corectăm. Una e să te uiți la cer cu ochiul liber, alta e să vezi cerul mai aproape de tine prin telescop. Nu știu, cred că... Nu știu, eu abia aștept să împărtășesc această experiență și copiilor și... colegilor, grupului de prieteni, pentru mine a fost ceva fascinant. Care este cea mai pregnantă impresie legată de explorarea bolții cerului pe timp de noapte? Configurațiile constelațiilor, nu? Constelațiilor, Calea Lactee. Da, iată, Calea Lactee, stimați telespectatori, știm foarte bine, nu se poate vedea Calea Lactee decât din zone cu cer întunecat, lipsit de poluare luminoasă. Așa că degeaba ieșim noi în centrul orașului să ne uităm pe cer să vedem Calea Lactee, nu o putem vedea, din păcate. Iată, vorbeam de poluare luminoasă. Aici conexiunea cu cerul a fost posibilă și din acest punct de vedere. Se vede foarte bine cerul, Calea Lactee este într-adevăr fascinantă și cred că sunt mulți dintre participanți care au văzut-o pentru prima dată în toată splendoarea ei. Ceva... Și bineînțeles, delfinul. Delfinul, da. Da, te-ai îndrăgostit de constelația Delfinul. Am văzut că prima dată pe cer, în fiecare seară, cauți constelația Delfinul. Alte impresii, cine ne mai împărtășește? Avem o planetă vedetă pe care probabil că ați văzut-o în aceste nopți. Ce planetă v-a plăcut cel mai mult văzută prin telescop? Planeta Saturn, planeta cu inel, iată, doamnele iubesc inelele, avem și o planetă cu inel, cred că nu i-a sfurat lui Saturn inelul, l-a lăsat acolo pe cer să-l vadă și alții. Câteva impresii privind participarea la această, să zicem, școală de inițiere în explorarea bolții cerești și a spațiului cosmic. Mă numesc Pavel Georgeta, sunt din Telorman. Vreau să vă spun că acest curs a fost ca o provocare, să zic așa, pentru mine, deși am participat la destule cursuri în activitatea mea destul de vastă, pot să spun. Un curs cu asemenea tematică nu am întâlnit și din momentul în care am venit aici, din prima seară, vreau să spun, am fost fascinată de cunoștințele și de taina cerului, să zic așa, pe care ne-a destăinuit-o formatorii noștri, pe care îi felicit. Și vreau să spun că din momentul ăsta privesc altfel cerul. Până acum nu vedeam decât niște stele și sunt convinsă că majoritatea dintre noi același lucru, adică sunt de acord cu mine. Am reușit să identificăm
și semnele zodiilor, celor 12, care de fapt sunt 13. 13 constelații da, zodiacale, da, pe care le identificăm cu ușurință acum. Însă ca să împărtășim și copiilor și colegilor și de acolo din zona unde, de unde venim, am avea nevoie de materialele acestea, cum telescopul și... Da, și materialele didactice și educaționale pe care le-ați avut la dispoziție. Da, iată, chiar da, în față aici avem o mostră din, din parte din Biblioteca de Carte Astronomică și Carte a Științelor Spațiale pe care ați avut-o la dispoziție. Bineînțeles, este o oportunitate de a explora bolta cerului și de a continua după aceea, iată, am vorbit de aceste constelații zodiacale, bineînțeles că noi nu le-am văzut pe toate, că nu se văd toate în această perioadă, deci veți avea de lucru în continuare să fie și ca un scop să învăț, să vedeți toate constelații zodiacale, cele care se văd toamna și iarna, care nu se văd în această perioadă. Vorbeau participantele, într-adevăr, despre constelațiile zodiacale, care, într-adevăr, există din punct de vedere cultural. Pe de altă parte, horoscopul este ceva complet diferit și neștiințific, astronomia versus astrologia, și am dorit să subliniem în acest curs și faptul că dorim ca noua generație să se îndepărteze de această pseudoștiință. Da, aici, iată, lucrurile se amestecă într-un fel, oamenii sunt confuzi de multe ori și bine este să punctăm acest lucru. Astrologia înseamnă ceva, astronomia înseamnă cu totul altceva, iar când vorbim de constelații zodiacale în astronomie, ne referim de fapt la acea porțiune de cer în care găsim planetele, luna și soarele, da? Acestea sunt constelațiile străbătute pe parcursul unui an de către corpurile din sistemul solar. Bineînțeles, au avut ocazia participanții să ia contact direct cu astronomia ca știință și o știință exactă și poate într-un fel să vadă cum celelalte discipline se regăsesc în astronomie, conexiunea cu matematica, cu fizica și toate celelalte. De aceea, nu puțin lucru este considerată astronomia știința, regina științelor, tocmai din acest punct de vedere. Haideți să mai vedem și alte impresii ale participanților. Vintila Ionela, profesor învățământ primar de la școala din Dobrotei, județul Telorman, vin din mediul rural și mă bucur foarte mult să particip la acest curs de astronomie. Am dobândit foarte multe cunoștințe despre care nu știam, nu am avut de fapt de unde să ne informăm. Voi merge, fiind deschisă către nou, voi merge către copiii la care eu predau și le voi împărtăși din aceste cunoștințe. Vom descoperi împreună tainele astronomiei, precum și noi le-am descoperit aici împreună cu dumneavoastră. Și voi încerca să îi îndrum pe fiecare dintre ei către o astfel de meserie. Vom învăța împreună cum să devenim astronauți. Cristina mai devreme ne-a învățat și le mulțumesc tare mult că am putut să particip alături de colegii mei la această... Acum am și o curiozitate. Ce v-a făcut să aplicați pentru a participa la acest curs? Știm că a fost o selecție, aplicanții au fost mult mai mulți, echipa de organizare și selecție a avut niște criterii foarte clare. Dacă tot n-ați avut contact cu astronomia până în acest moment, ce v-a determinat să aplicați de fapt pentru această școală? Curiozitatea și nu numai, la clasă deseori copiii pun întrebări, iar noi nu putem să le răspundem. Deci, iată o necesitate practică. Da, da. Și nu numai, vor să devină astronauți, iar ei, de fapt, nu știu în ce constă această meserie, iar eu cred că pot să le împărtășesc din cunoștințele mele acum și putem împreună să... De ce nu din elevii la care eu predau să aud peste ani și ani că au devenit chiar astronauți, da, și sau oameni de știință. Sau oameni sau cercetători, sigur, și important e să știe și ei
că pentru a ajunge astronaut, în primul rând, trebuie să cunoști stelele printre care vrei să navighezi, nu? Și iată conexiunea în mod direct cu astronomia și cerul înstelat. Mai departe, sunt educatori tineri și mă bucur acest lucru, pentru că, iată, tinerii poate în această nouă perspectivă a lărgirii orizontului de cunoaștere se orientează și către astronomie și științe spațiale. Bună ziua, sunt Cosmina Grecu, sunt din Târgoviște, predau la Tărtășești în mediul rural. Până acum am făcut numai cursuri în domeniu, pedagogie, română, matematică pentru copii. Acum când am văzut că la noi, la mine în județ, va fi acest curs, am spus nu pot să lipsesc. Mi-am dorit foarte mult să particip la curs pentru a descoperi tainele cerului și pentru a le comunica și copilor de la clasă care sunt foarte curioși de univers, ceea ce am învățat eu. Am petrecut două nopți foarte frumoase cu ochii pe cer. Prima noapte m-am simțit ca un copil de clasa întâi care învață alfabetul, literă cu literă, eu învățând stea cu stea și urmând ca apoi a doua noapte, cum ei formează cuvinte, eu învățam constelații. Aștept cu interes și noaptea aceasta. De asemenea, am fost foarte încântată să privesc planetele, meteorii și voi participa cu drag și la alte cursuri. Acum a fost de inițiere și de perfecționare. Da, iată, din acest punct de vedere am avut un cer generos, am avut senină fiecare noapte, nu am avut acea frustrare pe care uneori o avem când venim să vedem cerul și el este nora sau plouă, deci din acest punct de vedere stăm foarte bine. Haideți să mai luăm câteva impresii de la participanți, mai avem aici doritori, o să vă rog să ajungă microfonul la noi, pentru a vedea și părerea altora. Spuneam că suntem din toată țara, să vedem pe cine mai avem noi la cursul de astronomie și științe spațiale. Bună ziua, mă numesc Marie Taneagu, de la Școala Gimnazială Rachieri, Comuna Valea Călugărească, Prahova. Sunt profesor învățământ primar. Am aplicat pentru acest curs, primul lucru m-a tentat titlul. Era un lucru nou, avem unitate tematică, Universul, întrebări cu duiumul, materiale nu găsim, zic aici trebuie să ajung neapărat. Am fost foarte fericită când am văzut că am primit acceptul, am învățat lucruri noi, multe, m-am simțit ca un boboc de clasă pregătitoare, lucruri care sunt în jurul nostru și nu conștientizăm. De câte ori ne-am uitat pe cer, acum văd cerul cu alți ochi. M-a impresionat să văd Saturnul, într-adevăr, cu inel. Petele de pe soare. Mă bucuram noaptea că am strada luminată, dar așa cum au spus și colegele mele, nu știam cât rău poate să facă. Da, nu neapărat lumina care ne arată cum să mergem, ci lumina care, iată, zboară în spațiu și abia aștept ecosistem. Să înceapă școala, să mă întâlnesc cu copiii mei și să spun că am fost așa un pic norocoasă, că la mine în sat am avut și avem un preot deosebit, Moganu Constantin, care a făcut rost de un telescop, nu așa, de această mărime și am văzut luna. Foarte frumos, m-a fascinat, copiii bucuroși, fericiți și răsplata noastră, asta este bucuria lor de pe chip. Și am spus, domnule, trebuie neapărat să facem și noi rost de așa materiale didactice, cu cunoștințele pe care le-am primit aici, poate într-o zi se va materializa și vom avea și noi o altfel de lecție, un altfel de mediu de lucru. Mulțumesc mult de tot pentru tot! Da, dacă mai avem, iată, câteva impresii. Mă numesc Olimpia Bogdan, vin de la Turda din județul Cluj. Am străbătut un drum lung până aici pentru a afla și a asimila toate cunoștințele pe care nu le aveam legate de cer, legate de cosmonauți, astronauți, meteori. Iar ce m-a impresionat foarte mult a fost că am avut ocazia să privesc soarele.
Dacă de obicei îl vedem doar întreagăt, aici am avut această oportunitate să văd, cum spunea și colega, petele de pe soare, lucru care nu ne este dat zilnic, mai ales că nu dispunem de aparatura de care ar fi atât de mult nevoie în fiecare școală. Da, ținând cont de faptul că soarele, iată, nu se poate privi decât prin filtre speciale de protecție, care ne garantează securitatea acestui mod de a observa soarele, altfel nu se poate privi, știm foarte bine, întotdeauna vă spun acest lucru și încă o dată insistăm să nu priviți soarele niciodată decât prin telescoapele noastre care sunt dotate cu filtre speciale de vedere a soarelui, de observarea soarelui, altfel riscăm să ne pierdem definitiv vederea. Bine punctat acest lucru și mai ales pentru faptul că, deși este întotdeauna pe cer, îl vedem toată ziua, uite, nu putem să ne uităm la el. Putem să ne uităm și nu știm să-l privim. Iar acum ne-a fost dat și a arătat cum să privim soarele și este e un lucru foarte mare și vreau să mai spun, tot ceea ce am văzut zilele acestea aici mi-au stârnit o felul de idei pentru noi proiecte pe care să le fac cu copilașii mei de la școală, de care ei vor fi foarte încântați și sunt sigură că voi avea rezultate foarte bune. Da, felicitări, ați bătut drumul până aici, și dar iată că s-a meritat. Da, a fost foarte bine că am venit. Bună ziua, numele meu este Ramona Bobei, sunt profesor învățământ primar la școala gimnazială Marin Georgescu Celaru din județul Dolj. Am venit aici mai mult trimisă de copii, considerând că puneau foarte multe întrebări, m-am hotărât să la anul să fac un opțional care are legătură cu științele spațiale și chiar cu astronomia. Și la acest curs chiar am reușit să strâng și sper să mai primim și astăseară cât mai multe informații ca să pot să-mi duc la bun sfârșit opționalul. Da, iată, vorbim la concret, practic, da? O formă de aplicare a cunoștințelor și aceste oportunități concrete. Bineînțeles că bănuiesc că toți v-ați propus să faceți acest lucru și să valorificați dar din dar, cum se zice. Da. Cum este acolo, în localitatea unde predați, cum este primită în comunitate această abordare în ceea ce privește științele și, de ce nu, astronomia, științe spațiale, dar în general, așa, ca formă de educație pentru copiii mici? Există interes? Copiii sunt altfel decât poate părinții le oferă posibilitatea acasă, pentru că știm că în multe familii nu se poate Tocmai discuta. Asta este problema. Există foarte mult interes, chiar părinții unora dintre cei mici au venit să mă roage să caut și să le aduc cât mai multe informații, pentru că sunt asaltați de copii de întrebări și, locuind la țară, biblioteca din comună este foarte săracă și în materiale uzuale, dar cele despre astronomie, și m-au rugat dacă aș putea să găsesc cât mai multe informații, pentru că dânsii fiind la țară, e foarte greu să ajungă la Craiova să facă rost de ele. Da. Și de aici a pornit ideea cu opționalul. Foarte bine, noi ne bucurăm foarte mult și, de ce nu, Virgiliu, iată, poate pe viitor ar trebui să luăm în calcul acolo unde sunt cerințe, unde sunt nevoie, să încercăm să sprijinim cu materiale educative, informaționale și așa mai departe, astfel de comunități. Cred că ar fi încă o misiune importantă în ceea ce privește ridicarea nivelului de educație al tinerilor. Avem nevoie să avem tineri educați, să avem generația aceasta cu o deschidere poate mult mai mare decât au avut-o părinții lor. Într-adevăr, Cristina, nu-i așa? SRO România are ca scop și distribuirea de materiale educative, chiar și virtual, prin intermediul site-ului nostru sro.ro. Lucrăm la ora actuală la acest proiect și în curând vor fi disponibile materiale pentru profesori pe site-ul nostru. Aș mai vrea să adaug încă ceva. Materialele disponibile sunt foarte, foarte multe, dar majoritatea sunt în limba engleză sau în alte limbi de circulație internațională. Și unul dintre principalele obstacole în a releva știința către mase sau către publicul larg este acela că nu este făcută
pe înțelesul tuturor în limba maternă. Și noi ne propunem ca cât mai curând să facem și o parte de traducere, dar și o parte de materiale proprii, care, cum a spus și Virgiliu, va fi promovată pe site și, de ce nu, poate ne vom întâlni la alte sesiuni de tip atelier în care vom putea să facem împreună niște experiențe, pentru că întotdeauna se învață, cum a zis și colega, e mult mai bine în momentul în care pui mâna, faci tu, îți rămâne întipărit. Da, și am văzut că ați avut metoda aceasta aplicată din plin aici. Da, și într-adevăr, România are marea șansă de a avea internet foarte bine răspândit, da, în avem țara, și ceva peste cu tot. Care ne putem, într-adevăr, da. Și chiar ne putem, deci există o rată de penetrare foarte, foarte bună a internetului, inclusiv în mediul rural, și de aceea distribuirea materialelor chiar virtual, chiar pe internet, chiar pe site-ul nostru, este una prin care putem, într-adevăr, să ajungem la aceste comunități. Da, și aș vrea să scot în evidență cele punctate de Cristina. E nevoie de material în limba română, dar aceste materiale să fie traduse și adaptate de către cei pricepuți, pentru că am văzut fel și fel de traduceri absolut inadecvate, care aduc un deserviciu, de fapt, și este foarte bine punctat. Nu folosim niciun motor de căutare în promovarea, exact, traducerilor. Traducere automate, da. Da. Acum, pentru că mai avem foarte puține minute până emisiunea se va încheia, iată, timpul trece foarte repede, aș vrea să vă provoc așa la o mică discuție. Ce considerați că ar trebui să schimbe, de fapt, în sistemul de învățământ românesc pentru ca astfel de inițiative să nu fie doar o picătură într-un ocean? Ce facem aici este extraordinar. Acești oameni, într-adevăr, au venit aici din interesul lor de a-și duce această meserie de dascăl mai departe în mod cel mai eficient mod pentru copii. Dar ce putem face, ce este nevoie în sistemul de învățământ românesc? Este suficient doar acest lucru? Credeți că trebuie schimbat ceva? Ce anume ar trebui schimbat? Avem o săptămână numită școala altfel. E suficient doar o săptămână într-un an școlar? Care este părerea voastră? Ar trebui ceva schimbat? Pentru că sunteți în sistem, efectiv, și aveți un cuvânt de spus. Da, suntem în sistem, avem un cuvânt de spus. A fost un prim pas făcut, săptămâna altfel. Săptămână în care ar trebui să scoatem copiii din clasă, să scoatem chiar din localitate, să-i ducem să observe, să practice ceea ce învățăm cu ei în restul timpului. Problema e că nu prea suntem formați încă pentru acest lucru, de aceea acest curs se pliază foarte bine pe învățământul primar. Eu una mi-am propus, nu în săptămână altfel, ci atunci când voi începe școala, să prezint copiilor ceea ce am învățat eu acum, prin acel program pe care l-am descărcat, pe telefon, să le prezint constelațiile. Am observat că se pot vedea și pe timp de lumină, dar dimineața, mult mai devreme, cred că undeva înainte de ora 7, îi pot chema la școală într-o zi să le arăt ceea ce am văzut eu, și cred că nu vor mai avea alte, dacă nu acum, nu vor mai avea alte ocazii. Într-adevăr, iată, cerul nopții se vede noaptea. Dar bine ai punctat, pentru că pe timp de toamnă și de iarnă, iarna cel puțin soarele apune la ora 4, deci la ora 5 deja se văd pe cer stelele, iar dimineața răsare la ora 8, deci de la ora 7 se văd încă stelele pe cer. Foarte bine punctat, este poate mai greu din acest punct de vedere, dar cred că se merită. Și vă asigur, stimați telespectatori, și cred că suntem în asentiment să spunem că această curiozitate a tinerilor sigur va duce la așa ceva și nu cred că va fi o problemă din partea lor, poate o problemă din partea altora, dar ei sigur vor fi încântați. Problema din partea altora este că pentru a merge cu copiii în afara școlii trebuie să facem un dosar foarte stufos, cu o mulțime de aprobări peste aprobări, ceea ce nouă la țară sunt niște piedici peste care trecem cu greu.
Da, și nu este singura piedică, într-adevăr, birocrația sau lipsa de viziune a celor puși să conducă destinele învățământului românesc ne afectează în mod direct, așa că atenție, stimați guvernanți, atenție cei care sunteți puși să răspundeți de soarta învățământului românesc, iată, dați liber acestor inițiative, încurajați-le, trebuie să schimbăm ceva, trebuie să facem ceva, nu ne mulțumim să bifăm acolo undeva într-un catalog o notă sau să spunem că ne-am făcut datoria, am trecut și ce s-a ridicat foarte mult nivelul cunoștințelor și iată, la BAC anul acesta am avut o medie mult mai mare. Nu este suficient, ne îmbătăm cu apă chioară, vă spun eu, avem nevoie de astfel de inițiative și acești oameni care sunt la bază, chiar cunosc problemele, bine ar fi să-i ascultăm. Dacă vreți să mai completați, trebuie să încheiem foarte, foarte repede emisiunea. Valentin, cred că de noi depinde de felul, modul în care noi vom transmite tot ceea ce am învățat aici. Eu cred că putem să realizăm foarte multe lucruri. Aducându-ne părinții aproape, da? Da, foarte important acest lucru, da. Comunitatea, eu sunt convinsă că putem să promovăm mult mai mult rândul copiilor, mai ales că sunt atât de curioși. Atunci când am predat sistemul solar, mi-au cerut ca toată ziua să vorbim doar despre așa ceva. Da, să nu sune clopoțelul. Da, deci iată, au ajuns să-și dorească să nu sune clopoțelul. Da, renunțăm la pauză, doar ne răspundem la tot ceea ce ne frământă. Când mergem în vizită și mai ales în școala săptămâna altfel, sunt câteva instituții, dar avem nevoie de mai mult, da? Pentru că vorbim de planetari, vorbim de un muzeu de științe. E, asta înseamnă cale lungă. Ne organizăm, mergem. Dar haideți să mergem toți și împreună, da? Cel puțin pentru învățământul primar să nu fie doar în perioada aceea de săptămâna dinaintea vacanței de primăvară, ci să se poată desfășura pe tot parcursul anului școlar, ceea ce mi se pare mult mai bine. De ce? Pentru că inclusiv o programare la observator sau asta... Nu este prima dată când primesc astfel de propuneri, chiar cine ne-a urmărit și în emisiunea pe care o difuzăm Să fii tânăr, iată, revine aceeași doleanță a celor care lucrează efectiv cu tinerii și cu copiii noștri la școală. Ne dorim școala altfel să nu fie doar o săptămână pe an și mai ales în perioada aceea a vacanței sau în săptămâna dinaintea Paștelui, care este oricum o săptămână foarte încărcată. Haideți, estimați guvernanți și de ce nu chiar și la județe, inspectorate și cei care decideți soarta învățământului românesc, să putem să dăm curs acestei solicitări care este una reală, una cu efecte benefice asupra tinerilor noștri. Educația are nevoie și de formele ei alternative. Foarte important acest lucru și cred că aceasta va contribui și la sporirea performanțelor în timpul școlii a elevilor, ceea ce nu este puțin lucru să vezi că vine din interesul direct al elevilor. Există într-adevăr o astfel de săptămână între 4 și 10 octombrie în fiecare an, proclamată de către Organizația Națiunilor Unite, numită Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, săptămână coordonată în România de către Agenția Spațială Română. De ce nu? Este o foarte, foarte bună oportunitate ca toate cadrele didactice să pună în aplicare aceste cunoștințe dobândite nu doar în această săptămână, de-a lungul întregului an. Bineînțeles, și sunt foarte multe inițiative care în străinătate oricum sunt mult mai bine primite. Iată, avem Luna Mondială a Astronomiei în fiecare an în luna aprilie. Avem o campanie de numărare a stelelor care se desfășoară împreună cu elevii și cadrele didactice. Este un plan global. Acum s-a extins pentru tot anul, înainte era doar într-o singură perioadă. Acum este o oportunitate de a aduce copiii mai aproape de cer, chiar punându-i să numere stelele acolo unde se află și să raportează internațional și să ne facem o idee asupra stării cerului pe tot globul, acolo unde e poluare luminoasă sau unde nu există, unde sunt probleme sau nu. Există foarte multe astfel de inițiative, să știți că cerul face parte din viața noastră. Nu putem să-l excludem sau să-l ignorăm doar pentru că nimeni nu ne-a vorbit despre el. Am discutat în emisiunea noastră Noi și Cerul despre această oportunitate, am văzut preocupările Agenției Spațiale Române, Agenției Spațiale Europene, iată programul ESERO România, în această,
să spunem, normalitate a lucrurilor. Avem nevoie să fim oameni normali. Vorbim despre copiii dotați și superdotați. Hai să vorbim de copii obișnuiți, de copiii noștri, despre generația aceasta care poate merită mai mult. Și suntem responsabili ce facem noi cu generația viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă mulțumesc pentru implicare, vă doresc succes în activitățile viitoare, să fiți niște ambasadori ai frumuseților bolții instalate și a științelor spațiale și de ce nu să ne reîntâlnim aici, poate și împreună cu copiii, să vedem cum găsim împreună căi și posibilități de a conecta cu celul deasupra noastră și de ce nu cu ceea ce ne înconjoară. Eu sunt Valentin Grigore, în numele organizatorilor acestui eveniment de la Arunc cu Ston, în numele participanților, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați, emisiunea se difuzează în eloare luni de la ora 23. Mulțumesc colegilor mei de aici, din acest platou improvizat într-un cadru natural deosebit. Mulțumesc Columna TV. Nu uitați să priviți cerul indiferent unde vă veți afla. Mulțumim pentru atenție. La revedere!